Pentru ediția specială din acest an, aici la Ora Armatei, am pregătit un interviu cu un om care a fost la baricada de la Inter în 21 decembrie 1989, în noaptea în care s-a tras în oameni, și veți vedea că raționamentul de mai devreme, acela că destrămarea acestei culpe colective trebuie să fie transferată celor vinovați în mod individual, este un raționament care apare și în discursul singurului deținut politic de după 1990, liderul studenților din piața universității, de mai târziu, Marian Munteanu. L-am întâlnit la ceremonialurile din 21 și 22 decembrie și am realizat un interviu pe care vă propun să îl ascultăm. Armata este, ca instituție, componență și structură indisolubil legată de ființa neamului românesc. Armata nu a tras niciodată în propriul popor. Unii trădători din interiorul armatei au comis crimele. Deci trebuie să facem această distinție. Armata este a poporului român. Armata nu trage în propriul popor. Dimpotrivă, armata se jertfește pentru a-și apăra poporul. Aceasta este menirea ei, acesta este statutul ei și numai în această formă ea este armată. Marea problemă este că instituțiile statului român, controlate de zone politice de cea mai joasă calitate și speță, nu au clarificat la timpul potrivit aceste lucruri, luând măsurile legale care se impuneau. Au făcut-o nu numai pentru a salva niște complici infiltrați în interiorul armatei, pentru că să știți că și în armată pot fi infiltrați tot felul de ticăloși. Au făcut-o pentru că în nebunia lor antinațională, de fapt, au dorit să facă rău aceste instituții. A fost foarte dificil ca ea singură să-și rezolve această problemă, pentru că erau foarte mulți oameni care, de fapt, nu făceau parte realmente din corpul militar românesc, care a dat exemple de eroism și de jertfă, cum să spun eu, uriașe în istoria națională. Marea noastră problemă se datorează în primul rând acestei zone politice nenorocite, care, dacă ar fi fost, într-adevăr, reprezentată de politica asta la nivel înalt, de patrioți și de oameni români normali și sănătoși și la minte și la suflet, ar fi rezolvat această problemă prin singurul mod posibil, prin justiție. Scoași deoparte afară cei care au pătat onoarea armatei și degradați și pedepsiți așa cum se cuvine, cum ar fi stabilit eventual justiția, pentru că nu putem stabili noi vinovățiile. Și cu această discuție se încheia. Și printr-o clarificare publică. Dar lucrurile mereu au fost prezentate amestecat, îngălat. De ce? Pentru că sunt foarte mulți neprieteni ai noștri care, de fapt, sub pretextul că ridică vocea sau că semnalează lucruri grave din societate, ei, de fapt, vizează pătarea unor corpuri instituționale. Asta vedem cel mai bine în cazul armatei sau cazul bisericii. Că una sunt situațiile particulare și altceva înseamnă instituția. Ascultați o ediție Ora Armatei aici la Radio România Actualități. Am revenit în direct. Mai devreme ați putut asculta un interviu în premieră al lui Marian Munteanu, asupra căruia s-a tras în 21 decembrie la baricadă. Marian Munteanu este etnolog, profesor și activist civic, membru al rezistenței împotriva dictaturii comuniste. A fost unul dintre reprezentanții marcanți ai mișcărilor pentru drepturi civile și instaurarea democrației în România între 1989 și 1991, lider al demonstrației studențești din piața universității în 1990. A fost torturat și aproape omorât de mineri în iunie 90, după care a fost arestat vreme de două luni, consemnându-se astfel una dintre puținele încarcerări politice de după 90. Este autorul unor cercetări și studii etnologice, antropologice și în folclor, vizând în principal configurarea unei etnologii a libertății, dar și autorul unor cărți precum Cântecul Poporan din Mușel și Folclorul Detenției. Avem și o a doua parte a interviului. Ar trebui să mai spun că bunicul domniei sale pe linie paternă, Teofan Munteanu, a fost învățător și ofițer al Armatei Române. A fost deținut politic între 40 și 56 în lagrele de concentrare din Siberia. Discuția cu Marian Munteanu a fost, desigur, mult mai lungă și interesantă, așa că vă propun și partea a doua, o radiografie pe care domnia sa a făcut-o situație de astăzi a societății și a armatei în raport cu realitățile noastre. Am făcut armată grea și eu sunt un iubitor al armatei, dar acum zic, nu mi-amintesc cu mare bucurie cum alergau pe acolo. Am avut și la infanterie și un an și șase luni, deci instrucția n-a fost deloc ușoară. Cel puțin alea 8 luni, 9 luni, însemna ciclul întâi, la noi în vremea aia, au fost dure rău. Dar
mă bucur că am făcut așa. Eu am militat de la început pentru că serviciul militar să fie prezent în România, repet, nu formele adesea greșite și exagerate care se petreceau înainte, pentru că și acolo tot factorul politic își băga coada. Erau folosiți la munci, nu se punea neapărat unul accentul pe instrucție, ci pe tot felul de lucruri, mă rog. De fapt, care s-a văzut și la Revoluție. Care s-a văzut și la Revoluție, decăzuse destul de mult nivel. Erau o mulțime de politruci, armata era sub control politic. Aici a fost un animal de probleme. Tot felul de politruci pe care după aia am văzut pe la butoane. Da, mă rog, asta e altă discuție. Eu am militat pentru acel concept vechi, care este întreaga noastră tradiție istorică, conceptul de apărare a întregului popor. Toți bărbații valizi din România suntem armata română. Asta e armata. Toți. Uite, cum e în Elveția, de exemplu. În Elveția, practic, toți bărbații între 20 și 40 de ani sunt considerați militari activi. Sistemul lor de apărare națională este și acum foarte bine la punct. Elveția aceea neutră. Da, pe de aia, pentru că au știut să se apere. Cei care au acționat așa cum au acționat din punct de vedere politic au adus de servicii grave unor nevoi fundamentale ale noastre. Pentru că armata, pe lângă funcția ei de apărare, de mobilizare, de control al resurselor specifice pe care trebuie să le aibă o națiune pentru a-și menține suveranitatea, are, de exemplu, o funcție foarte importantă educativă. Deci cine îi mai educă pe acești tineri? Cum sunt ei pregătiți pentru dificultățile vieții? În acest punct de vedere, armata, sigur, scoțând anumite excese din anii respectivi, era foarte bună. Îți întărea caracterul, te pregătea pentru situații grele, pentru că viața nu e numai așa o pajiște cu flori. În viață te întâlnești cu toți. Realizăm asta la momentul cuvenit, cu tot felul de greutăți, cu tot felul de ostilități. Armata știe să facă din tineri și din adolescenți bărbați. Orice societate, să știți, că are nevoie de bărbați. Din acest punct de vedere, aș fi văzut cu totul altfel lucrurile. Sigur, mi-am dat și eu cu părerea în zona asta, nu m-a ascultat nimeni. S-a mers pe cu totul alte linii greșite. Poate ar fi momentul să reconsiderăm aceste lucruri. Deci subliniez acest concept al apărării naționale văzute ca implicarea întregului popor. Eu cred că ar trebui cumva reavut în vedere într-un anumit sens al lui și oricum este nevoie de o înțelegere și de o viziune mai coerentă cu privire la rolul și funcția acestei instituții fundamentale. Ea rămâne fundamentală. Sigur că ne dorim o lume fără războaie, ne dorim o lume a păcii, dar până una alta, uitați-vă ce se întâmplă. Nu vreau să fiu în niciun caz defetist, dar mă gândesc cu destul de multă îngrijorare dacă noi suntem într-adevăr pregătiți să facem față provocărilor care sunt din ce în ce mai evidente la această parte a lumii. Nu trebuie neglijat acest lucru. Am văzut niște semne, sigur că noi acum suntem într-un sistem defensiv, NATO și așa mai departe. Da. Cu toate astea, nu putem sta tot timpul să ne gândim numai că o să vină alții să ne salveze. Trebuie să fim și noi pregătiți. Eu știu un singur lucru, că România totuși trebuie să fie un stat suveran, trebuie să fie un stat independent, sigur, respectând în continuare statutul pe care îl avem în acest context internațional. Pentru că, totuși, al doilea război mondial a produs niște consecințe care sunt încă vii și pe care noi trebuie să le tratăm cu respect până la urmă. Dar, în același timp, trebuie să fim preocupați de felul în care ne gospodărim în interior resursele. Iar capacitatea de apărare este una din resursele fundamentale ale unei comunități umane. Pentru că o comunitate umană care nu este capabilă să se apere este o comunitate de sclavi. Aici trebuie să ne gândim fiecare. Fraților, ce vrem să fim? Vrem să fim sclavi asistați de unii și de alții sau să avem și noi propria noastră demnitate și cu respectul cuvenit să ne spunem punctul de vedere pe acest pământ al nostru. Sigur, dacă dorim ca acest pământ să rămână în continuare al nostru. Și eu cred că ne dorim asta, nu? Ca un simplu soldat care se mândrește că a fost, chiar acum la vârsta mea, a rămas așa soldat în rezervă, îmi exprim și pe această cale sentimentul meu de respect și prețuire față de armata română și urez tuturor militarilor, comandanților și trupelor noastre un an nou cu sănătate, să-i țină Dumnezeu în putere și să-i ajute să răzbească toate greutățile și să-și se întoarcă acasă întotdeauna în învingători alături de familie și de prieteni. La mulți ani tuturor și Dumnezeu să vă ajute și să ajute România.